Te facem o vază, Mihaiță. Fii atent, la ce m-am uitat eu și ce pictez eu acum. Da, de ce te... N-ai nicio treabă cu ce e acolo. Da, mă rog, Am plecat de acolo. am plecat de acolo, știi, de la... Ia știi cât tub din ăla consum eu pe săptămână? Vezi, eu o 10, da. Vă 10 tuburi. Păi, cred că nici nu ne ajunge la ăsta pentru tapas. Mai, nu se vede cu dungi, se vede cu dungi, știți la cine se vede cu dungi? Probabil, mă gândesc. Stați așa să vedem. Probabil se vede cu dungi la cei care nu au semnalul destul de bine la internet. Ia vedeți acum se mai vede cu dungi. Ia, hai să vedem dacă se mai vede cu dungi, o să vă explic de ce se vede cu dungi. Nu aveți... Ia să intru. Și că se vede cu dungi, da? Nu știu de ce se vede cu dungi, că probabil până ne apucăm noi de mâzgălit pe aici să văd dungile alea, zic eu, părerea mea. După care nu o să se mai vadă dungi. O să vadă pătrățele. Păi, unde-s dungile? Să văd. Păi, se văd dungi? Nu se văd dungi. Se vedea dungi, știu. Probabil din cauza rezoluția slabă, sau ce știu eu, sau nu știu, zic și eu. Poate că chiar se vedea dungi. Dar știu că am lucrat și când se vedeau cu dungi, dar nu aveam internetul bun, aveam după internet de acasă, știi, și ăla pe acasă nu merge ca ăla de pe ei, știi? Da, acum este mai bine, ne zice o doamnă. Ceva mai bine, nu? Te întreabă o doamnă cu ce pictezi. În ulei! Pictez în ulei! Da, ne confirmă o doamnă că se vede bine. Mulțumim de confirmare. Pictez în ulei cu... Și albastru. încuțit. Da. În ulei și încuțit. Aici ce mai facem așa. Cred că săptămâna care vine nici nu mai fac live-urile. Nu mai fac, că n-are niciun rost. Dacă oamenii scad din intensitatea de a mai vedea, nu le mai place, atunci n-ai rost să mă mai chinui, nici o să mai fac. Că e obositor și pentru mine prea tare. Doamna spune că ai îndepărtat camera și se vede mai bine. Da, am îndepărtat camera special, că știam că la un moment dat, dacă e prea aproape, chiar se văd dungile alea, aveți dreptate și... da. Da, vă mulțumim că ne-ați atenționat. Domn Mihai. Azi lucra mai? Și astăzi, săracul de tine. Păi da, că dacă eu n-am lucrat, parcă, zic numai de tine, că eu ce-am făcut. Trebuia spus tu, dar și tu ai lucrat. N-ai mai zis. Da, dar tu ai pictat, e diferență mare. Băi, taci. Acum ne aude lumea așa cum să zic. Aia, parcă plăcește aia, bă. Plecăm în lume, decât să-i ascultăm pe ăștia. Da, flori, flori, dar pe ce fac frate că flori pictează?
Jumătate de planetă pictează flori, știi, ca și cu cântatul, știi, de cântat cântăm toți. Ia mai citești un mesaj tu pe acolo, dacă mai poți. Da, pe aia, doamne. Domnul Moise spune că... Moise spune cum? Da. Bulangea. Să continui să pictezi atunci ce te interesează. Da, da, sigur că da, nu, am făcut eu așa puțin haz de necaz, că vă știți bine că eu nu mă, că dacă eu așa zilnic îs bombardat de tot felul de... Să nu mai faci live-uri, să filmezi, să le pui pe Facebook fără să mai existe că dacă cineva să te întrerupă, să-ți creezi o emoție, energie. Și cine vrea să le vadă, o să le vadă acolo. Să știi că la varianta asta m-am gândit și eu, numai că încărcatul unui videoclip de 2 ore durează extraordinar de mult. Știu, eu făceam, am făcut dintre astea, de 30 de minute, 20 de minute și durează câte jumătate de oră să-l încarci. Mm. De 2 ore, cred că durează... Pff. Nu știu, n-am încercat în ultimul timp. Eu, asta s-a întâmplat acum vreo 3 ani. Vă saltă și doamna Sica. Sărmâna doamna Sica. Ce faceți, doamna Sica? Mulțumesc! Da, mai se știu. Facem fiecare fruct, dar fiecare vede cum... Da, așa este, într-adevăr. Mai dreptate aici. Mm. Da, dar cred că am să fac varianta care a spus-o doamna mai bine. O să fac înregistrări de o oră, cel mult o oră, și le voi posta înregistrate mai bine decât să stau să fac live mai bine. Știți de ce? Pentru mine e obositor lucrul ăsta. A început să... și o vârstă, probabil la o vârstă, nu știu ce să zic, n-aș da vina pe nimic, poate. Dar e prea obositor și cred că am să fac înregistrări mai bine, cu mai multe părți, știi, partea întâi, partea a doua, mai bine așa, și le încarc, o să le încarc, când se încarcă, se încarcă, asta e, decât să fac live-uri și să, da. Știți ce am observat eu? Acum vă spun sincer că dacă fac chestia asta, cum spune doamna, cu înregistrarea, e mult mai bine pentru că pe înregistrare, atenție, e de 3 ori mai multă lume decât pe live. Cum o spun eu, e de 3 ori mai multă vizualizare decât pe live. Și atunci îl pui la ora care... Și îl pui la ora de vârf, da. Și ai mai multă vizualizare, că na. Că ce se întâmplă? Și prostia asta de Facebook, nu mai e Facebook-ul de acum 3 ani sau acum 2 ani, e o afacere. Da, se pierde doar... Că eu trebuie să recunosc că trăiesc din treaba asta și... Da, se pierde interacțiunea, dar nu interesează pe nimeni interacțiunea, nu cred că interesează, nu. Și oricum nu poți să fii atent. Și nu poți să... eu nici nu mai pot fi atent la mesajele alea. Mai degrabă când îmi scrie după aia în mesajele care le las acolo, le citesc. Eu oricum le citesc pe toate mesajele, nu cred că pe toate, iar nu pot să le citesc pe toate, iar o problemă, știi, nu? Nu mi le dă pe toate, Mihai. Da, da, da. Nu, au fost 700 de mesaje într-o noapte. Cum era eu să citesc 700? Nici pomeneală să-mi dea. Unde era să-mi dea 700? Nu! Ce am văzut? Am văzut vreo 200 și ceva, 300 maxim. După care n-am mai văzut nimic.
Nu mai vedeam, nu am mai arătat. Da, doamna înainte zicea că a greșit, vrea să spună să le postez pe YouTube. Da, chiar și așa. Nu, da, mulțumim, e bine, și așa, și așa, tot bine e, că până la urmă nu mai fac live-urile, mai bine fac, cum ați spus. Numai că nu pot să încarc mult, deci nu merge încărcatul ore în șir, că n-ai cum, 2 ore nu poți să încarci. Nu merge și... Și ce se întâmplă dacă încarci 2 ore, îți ia toți banii de pe internet, tot îți golești tot abonamentul dacă ai încărcat 2 ore. S-a dus tot abonamentul tău. După aia, dacă mai încarci încă o săptămână, mai dai încă 70 de lei. Din era un caz câte 70 de lei, da? Adică, ce vorbim? Și aici e o adevărată chestie, nu e chiar așa floare la ureche. Facem mai mari, că sunt prea mici așa. Ei, facem mai mari. Dacă ai văzut pe YouTube, sunt foarte mulți artiști care pictează, dar niciodată nu își fac tot. Niciodată, nimeni. N-am văzut în viața mea pe nimeni să arăte cap ca o chestie, niciodată. Păi nu, că și eu mă opresc din treaba asta, stai liniștit. Că nu... Riști prea mult. Riști îți întorc spatele, deci n-am nicio treabă. Nici măcar când te văd pe salut, îți întorc spatele. Așa că lasă, știu. Eu într-o seară am fost așa de supărat pe chestia asta. Hai. Nu, dar știi care e toată treaba? Am observat că oamenii încearcă de acum să te condiționeze ei pe tine. Ai înțeles? Deci îți spune ei ce să faci, cum să faci, când să faci. Știi, trebuie de la asta. Bă, stai mă, cum e așa, zic. Nu e așa, măi, eu am venit aici pentru un lucru și voi v-ați îndeplinit, adică v-ați, cum se zice, v-ați întrecut. Păi, zău așa, eu am venit. Să ajut. Da, și... Vezi diferit față de când stai și te uiți pe da. Telefon? Pe telefon nu vezi nimic. N-ai nicio treabă cu ce aici, vezi? Culorile, nici... Așa că... Show must go on, nu? Must go on. Mihai, vrei să picezi tu picezi asta, că nu mai ai chef. Este suficient? Mă, no, bază de deja am 6 de tablou, frate, lasă-mă, s-o bătă.
protecție. Am zis că vorbim despre portret și n-am vorbit nimic despre portret de asta, micile. Da, nu zic de dumneavoastră, doamna Toader. Doamna Toader, stați liniștit. Știu. E greu cu autoportretul să facă toți în direct. Deci trebuie așa, din timp, stabilit. Măi, știi care e toată treaba? Nu cred că în fiecare sâmbătă, că deja e obositor și pentru ei, știi? Nu poate, nu pot să stea, n-au nici pentru ce ei să poate stea. Poate o dată pe lună. Poate o dată pe lună, știi, da. Așa, și atunci așa. E ca, știi cum e. Dat o temă, exact. Care să aibă timp exact. Să pregătească fiecare. Și stau și facem chestia aia, dacă o fi, și 3 ore pot să stau în live, știi, atunci odată, la un interval mai lung de timp, nu săptămânal, pentru că nu, e mai complicat săptămânal. Nu? Da, repet, weekendul ăsta foarte mulți au plecat, sunt câteva zile libere legate și s-au mai dus pe acasă, s-au mai dus. Da, știu mă, nu vezi parcările goale, adică nu-ți dai seama, clar, unde nu aveai loc să arunci un... trei trandafiri, 4, 5, pot să fac o grămadă de trandafiri pe aici, Mihai, știi? Dacă da, stai că... Am zis că nu mai pictez acum. Pictez de nou. Ups, scuze-mă. A, nu de asta. Sunt și supărat pe doamna respectivă care a spus că decât să stea să vadă nu știu ce... Ei, îți copil eu la minte la faza asta. Recunosc că dacă aș fi un... Nu mi-aș pune mintea cu oricine, e adevărat. Măi, dar dau cu mâna în ăsta. Uite, vezi cum pictez, Mihai? Da. Unde stă telefonul? Da, ești foarte aproape de el. În gură, uite aici, stă chiar la gura mea. În barbă. În barbă stă, da. De multe ori îmi stă chiar peste mână, că nici nu pot să pictez. Când stau în picioare, stă peste mână, n-am cum. Deci trebuie să stau în picioare, stau jos ca să pot picta, că altfel nu pot picta. Mie... Trebuie sculori. O, mersi. Nici nu... Aici trebuie să fie în altul mai mare. Thank you.
Hmm? Ca o mână de suc? Nu. Mulțumesc. Și după aia vin încă o dată cu florile, după aia încă o dată mai pictezi frunzele, încă o dată mai te duci, te mai duci încă o dată pe aici, dai reflexia la vasul ăsta, știi, că se reflectă pe fața din masă în cazul în care vrei să fie o reflexie. Dacă nu vrei să fie o reflexie, nici nu e obligatoriu să... Uite, vezi, acum pun iar albastru și alb. Deci, ăsta e al doilea tub. Acum, astăzi. Deci, ăla e al doilea tub de alb. Și acum nu mă mulțumesc cu atâta, că aici trebuie mai mult alb să pun aici pe zona asta. Acum întorc invers, acolo umbră și aici lumină. Vezi, niciodată să nu faci cuțitul. Am văzut la tine, Mihai, că ai făcut cuțitul așa, știi? Te-ai dus așa. Nu, te duci în toate direcțiile sau cel puțin în direcții care să dea bine, cât de cât, știi? Să nu pară într-o singură direcție, că lucrarea ta are o... E o explozie, știi? Să nu pară ca o explozie. Vezi, nu le fac nici așa pe toate. Le fac și așa, le fac și așa. Nu fac cu aceeași cantitate de grosime totul să pară, totul, știi, cu aceeași cantitate, știi? Nu, unele sunt cuțite mai aprofundă. Exact, exact. Se cheamă vibrat. Vezi? Dacă cerul ar putea... Ce? A! Să pun muzică? Sau ce? Păi pune muzică atunci. Cât mai ai? Stai mă că uite acolo radio-ul mă, Mihai. Nu mă, cu 7% nu mai strici bateria, ce faci? N-am luat mini călcător aici, că zădea. Uai, ce muzică tare! A? Super! Da? Nu cred. Nu cred. Așa, nu, eu dau mai tare când mi-l întreb pe mine ăștia, să știi. Dar mi-ai spus că e muzică la liber, nu știu unde, am încercat și n-am găsit nimic. Ce e asta? Celtică? Cafe de mafă. A, nu. Că e orientală. Are și niște...
Mă uit, dacă este mă uit la ceva, e un reflex mental, știi? Eu nu mă uit la nimic, de fapt, acolo. Tu ești conștient că eu nu mă uit la nimic? Da. Ai probabil, ai observat, nu? Îți ții ochiul și ți-l recalibrezi. Exact. Că de fapt totul e în ideea mea, știi? Eu mă uit acolo, dar nu văd nimic. Da, pentru că dacă te uiți mai la tablou, nu mai vezi. Nu mai vezi dacă te uiți mai la tablou, știi? De-aia am și spus mereu, bine ar fi să ne schimbăm reflexele, știi? Să nu stăm cu capul prea mult într-o lucrare, că nu-i mai vedem. Asta e vrea că să mă uit la ceva. Uite asta ce frumos e. Și cu toate astea tot nu pot să mă duc nicăieri pe acolo. N-am nicio treabă, eu plec atât în lumea mea. Asta mă enervează. Când am adus? Aia să mai cauți, că acolo în spate, uite, nici câte combinații de verde sunt acolo, care o mai fi ala? Păi am din ăla, nu mai pune din ăla, păi dar tot din ăla pui? Dacă mai fac cu albastru, ceva negru, știi, în combinație, că nu... Asta e verde pe care îl ador. Dar mi-era lene să-l caut. Translucid. Da. Păi nu, că nu e... Automat. Da. Așa e mișto, că n-are putere. N-are putere, da. Și ca o locuțită, ca o linguriță. N-apare. A, uite la aici, ăsta-i. Da.
O să pui și aia de citare, la deset. Auzi, am eu un albastru pe ăsta, dacă găsești. Care? Albastrul ăsta. Da. E un pic mare, gol. L-ai găsit? Pune-l de la la puțin. Ala, ăla, ăla, da. Sigur, roșu? Nu vreau roșu, Mihai. E singura culoare care nu se potrivește. Ia, nici nu am de ce face. Care vrei tu? Una, un model de care vrei tu, nu contează. Să fie un model de rame. Hai, că este cum place. Thank you.
Nu, că asta e planul. Nu? Nu, că asta e planul.